Luna iulie a adus prima scădere a ratei șomajului din ultimele luni. Potrivit oficialilor de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Buzău, centralizarea datelor arată o diminuare cu 0,2% față de luna iunie, atunci când erau înregistrați peste 18.300 de șomeri. Scăderea se explică prin micșorarea numărului beneficiarilor de ajutor social cu aproximativ 400 de persoane, cu aproximativ 900 de persoane, îmi cer scuze, care a fost compensată cu creșterea șomerilor indemnizați prin transformarea dosarelor de absolvenți în dosare indemnizate cu 400%, cu 500 de persoane, deci per total avem o scădere de 400 de persoane. Din datele oficiale ale AJOFM Buzău reiese că în luna iulie au fost încadrați ca șomeri aproape 900 de persoane, în majoritate absolvenți de liceu. De asemenea, 230 de buzoieni s-au aflat pe lista de disponibilizați. Deși rata șomajului a scăzut, Buzăul nu va părăsi topul județelor cu cele mai mari procente. La sfârșitul lunii iunie eram pe un nefericit top 5 la nivel național, în sensul că avem a 5-a cea mai mare rată a șomajului din țară, după județele Teleorman, Galați, Pastui. Așadar, în luna iulie, rata șomajului la nivelul județului Buzău a fost de 9,36%, ceea ce înseamnă aproape 18.000 de persoane aflate în evidențele AJOFM, în majoritate covârșitoare, neindemnizate.